Deseori numim plantele din jurul nostru impropriu buruieni, pentru că nu le cunoaștem proprietățile. Printre ele este și iarba grasă, care stârnește repulsie printre agricultori, fără să știe ce beneficii are de fapt. Astăzi o avem pe masa din bucătărie, o vom folosi în mâncare și vă vom povesti de ce și la ce e bună, împreună cu nutriționistul Cristina Cerevatenco. Cristina, salut! Bine te-am găsit! Iarba grasă, eu o cunosc din casa de vacanță, acolo unde, sincer, o prășesc. Da, da, toți facem așa de fapt. Și n-am știut absolut deloc până nu de mult că ea de fapt poate fi consumată. Povestește-ne despre beneficiile ei. Într-adevăr, iarba grasă este o iarbă care nu este luată în serios, dar este foarte accesibilă. Ea face parte din flora spontană, adică nu are nevoie de îngrijire specială, de condiții speciale. Da, și apropo, crește și pe secetă, deci totul, da, nimic, da, nu crește, dar iarba asta crește. Da, 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 și pentru agricultură este foarte benefic, păstrează umiditatea în pământ, deci are o mulțime de beneficii. Dacă să vorbim din punct de vedere nutrițional, această plantă este foarte bogată în nutrienți și în special un nutrient care se găsește mai rar în plante și vorbim anume despre acidul alfa-linoleic, adică o formă de omega-3 care se găsește în plante. Și cantitatea este cea mai mare dacă să facem comparativ anume de plante. Dacă vorbim, de obicei știm că nuci, semințe, avocado, peștele grase găsește omega-3, dar în plante într-o cantitate mai mică. Și atât iarba grasă este o sursă foarte bună de această grăsime sănătoasă, omega-3. Și gratuită! Da, da, da. O sursă gratuită. Apropo, cum poate fi folosită în alimentație? Pentru că, bine, n-o prășim, am înțeles, putem să o culegem. Ea se mănâncă doar proaspătă sau poate fi cumva și păstrată? Poate fi și uscată, pusă și la congelator și, de asemenea, pregătită termic, doar că avem în vedere să o pregătim la o temperatură cât mai mică, de dorit să o gătim la aburi, încă este evident că cu cât este mai mult pregătită, cu atât mai puțin nutrienți rămân. Și dacă dorim să-i păstrăm avantajele și beneficiile, este bine să o pregătim mai puțin. Cristina, ea se mănâncă și așa singură, individual, sau este doar integrată în anumite produse gătite, salată? Cel mai bine ar fi ca să facem o combinație cu alte legume, fiindcă totuși este o plantă concentrată și mai ales dacă nu suntem obișnuiți ca să o consumăm sau dacă avem anumite probleme de sănătate, este bine ca să nu aducem acest aport prea brusc și crescut de minerale, vitamine pe care le conține. În general, planta se recomandă ca să o combinăm în salate, adică putem să adăugăm câteva frunze de iarbă grasă într-o salată sau putem să o pregătim ca garnitură la o masă principală din carne sau putem să o integrăm în smoothie-urile noastre verzi. Deci este o variantă foarte bună de a consuma această plantă. Are și contraindicații? Adică există persoane cu anumite afecțiuni care ar trebui să o evite categoric? Pentru ca să înțelegem care sunt contraindicațiile, este bine să înțelegem ce alți nutrienți mai sunt. Am vorbit despre omega-3, care este foarte benefic pentru sistemul nervos, sistemul cardiovascular, dar un alt component este potasiul. Potasiul influențează anume echilibrul acidobazic din corpul nostru, adică retenția de lichide, eliminarea. Și pe de o parte, potasiul este foarte benefic pentru persoanele care au retenție de lichide, dar pe de altă parte este un pic periculos pentru cei care au diferite boli cardiovasculare, în special care au bătăile inimii scăzute, hipotensiune și cei care suferă de epilepsie. Adică poate să ducă la niște schimbări prea bruște la nivel de circulație sangvină și poate influența funcționarea sistemului nervos. Deci pentru persoanele care suferă de astfel de boli este bine ca să ia sau în cantitate mică sau să se sfătuiască cu medicul lor, adică în funcție de care este situația. O altă categorie de persoane cărora li se recomandă ca să evite consumul acestei plante sau să o consume în cantități foarte mici sunt cei predispuși la a dezvolta calculi renali, fiindcă această plantă conține acidul oxalic, care cumva crește acest risc de a forma calculi renali. Am înțeles, dar dacă o să o gustați, adică așa, moderat, ați luat câteva frunzulițe și le-ați gustat, nu e periculos. În cantități mici, noi putem să o consumăm în fiecare zi și cum este o regulă generală, orice aliment care este benefic, este bine ca să-l consumăm periodic. În general, în nutriție este principiul diversității, adică indiferent cât de bun și benefic nu ar fi un aliment, el nu trebuie să fie consumat în fiecare zi și în cantități mari. Moderat. Hai, da, să facem o salată. Am înțeles că salata e cea mai bună, pentru că, bine, dacă gătim iarba o
o să pierdem o parte din nutrienți, așa că facem o salată. Noi nu ne-am complicat foarte mult, ceea ce vă îndemnăm și pe voi. Am deschis frigiderul și din legumele pe care le aveam acolo, o ceapă, două roșii, un ardei, niște verdeață, din asta o să improvizăm o salată. Dar între timp, în timp ce te las pe tine să te ocupi de salată, în timp ce te ocupi de salată, vreau să ne spui și despre cum să o culegem corect. Alegem doar pe cea mai proaspătă, mai tinerică iarbă grasă sau iarba grasă mai slabă? Deci dacă vorbim despre același acid oxalic, este bine ca să avem în vedere faptul că planta care crește la umbră conține o cantitate mai mare de acid oxalic. Dacă culegem planta care este în bătaia razelor solare, aceasta va conține o cantitate mai mică de acid oxalic, ceea ce este un beneficiu pentru noi. De asemenea, ne orientăm către rămurerile mai tinere, deci acestea sunt benefice pentru noi, dar totodată, adică cumva nu ar trebui să fie nici ramurile prea lemnoase, dar nici prea subțiri, fiindcă atunci când planta s-a maturat, deci a trecut cumva prin toate aceste etape de creștere, a acumulat și mai mulți nutrienți. Dar evident că nu este bine să o lăsăm, adică sau să o culegem și cea care este deja îmbătrânită. Folosim și ramurile sau folosim doar frunzele? Ramurile se pot folosi, doar că evident că într-o salată va fi mai complicat ca să le consumăm. Acestea se pot folosi la gătit sau eventual dacă le gătim, le trecem prin blender. Această plantă poate fi folosită de asemenea că sub formă de suc și apropo sub formă de suc poate fi aplicată și la exterior pentru persoanele care din păcate au o arsură sau pentru înțepături de insecte, adică orice tip de inflamație a pielii poate ca să fie ușor tămăduită, anume cu sucul acesta de iarbă grasă. O altă folosire a sucului de iarbă grasă sau se pot folosi infuzii din plantă, sunt situațiile când sunt inflamații ale pleoapelor, adică calmează foarte bine ochii noștri, se pot pune compresii pe ochi. Deci dimineața te-ai trezit, te-ai dus în grădină, ai luat niște iarbă grasă, ai mărunțit frunzele așa ca să înceapă a ieși sucul, ai pus pe ochi în loc de castraveți și mai dormi 5 minute. Da, cumva e un gen de spa la domiciliu și gratuită. Așa. Hai să te ajut și eu, să văd dacă mai am un cuțit, să te ajut și eu ca să... Așa. Hai să tai o roșie aici. Da. Și pe tine te las să pui și câteva frunze de iarbă aici și eu cred că e suficient pentru o salată de vară, rapidă. Apropo, eu o să o gust și eu acum, pentru că eu n-am gustat încă iarba grasă, dar să știți că o să, data viitoare când merg la vilă, o să trec neapărat și o să o văd în grădină și o să o integrez într-o salată. Pur și simplu pentru că atât cât mai este sezonul, apropo, e exact ca și sezonul agricol, adică până în toamnă. Din câte am citit eu, adică ea poate să fie cultivată, să spunem așa, până mai târziu, fiindcă nu necesită condiții speciale, dar având în vedere că dacă nu o semănăm și ea se dezvoltă de sine stătător, adică are un ciclu până în toamnă. Dar am văzut că sunt persoane care o plantează în mod intenționat și o plantează, de exemplu, acum în august. Și o vor avea până mai târziu. Da, și dacă ai și un vazon mai mare la balcon, poți să ți-o pui și la balcon, pentru că de rând cu spanacul și cu rucola o să fie foarte benefică. Eu între timp o să o gust și o să vă spun ce gustare. Atenție, șoc content. Dar știți ce gustare? Parcă e măcriș. Da, are un gust acrișos, un pic acrișor, da. Și e exact ca măcrișul, dacă sincer. Măcrișul e un pic mai acid, așa, mai acru, dar nu are un gust cumva pronunțat și deosebit. Apropo, aceste două gusturi, gustul sărat și acru, stimulează sistemul digestiv ca să producă sucuri, adică sucurile astea digestive, ceea ce este foarte benefic pentru persoanele care doresc să-și îmbunătățească digestia. De asemenea, este foarte bogată în apă această plantă, conține în jur de 93% din conținutul său ca apă, ceea ce are efect atât detoxifiant pentru sistemul nostru digestiv, dar ajută
ajută și la regenerarea mucoaselor digestive. Deci ceea ce este un efect de dorit pentru persoanele care au anumite disfuncții la nivelul sistemului digestiv. Și dacă sincer, de exemplu, rucola este o plantă foarte aromată și care are un gustul propriu atât de pronunțat încât adesea este mai doar, de consumat, doar ea se simte în toată salata. Însă, în cazul la iarba grasă, într-adevăr, gustul este cumva așa, atât de ușor și lejer, încât poți să mănânci fără să-ți dai seama că se conține acolo, de fapt, buruianul pe care tu l-ai prășit din grădină. Uite, eu o să decorez așa până una alta, pentru că nu ne-a mai rămas timp, dar vreau să vă arăt ce frumos arată această salată și să știți că iarba grasă mai și arată apetisant, un lucru deloc ratat de importanță atunci când merge vorba de mâncare. Cristina, eu îți mulțumesc foarte mult pentru rețetă și pentru recomandări. Sper că, măcar cât timp mai este iarba grasă, lumea o să o guste măcar. Mă bucur și cu mare drag.